conformitate cu dispoziția primară numărul 36 din 31.1.2023, am fost invitat să participăm la ședințele ordinare a Consiliului Local Comunal, care are loc astăzi, data de 06.02.2023, la orele 15. Ordinea de zi este următoare. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2023, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și al listei obiectivelor de investiții pe anul 2023, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, MMS, și Unitatea Administrativ Teritorială Sândule, județul Bacău, având ca obiectiv asigurarea colaborării interinstituționale a MMS cu OAT Sândule, județul Bacău, în cadrul proiectului cu de servicii MMS IES 2 Roma, MMS Port Mai Smith 130.963, proiect de hotărâre. Punctul numărul 4, hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ Teritoriale, Comuna Sândulen, pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC Compania Regională de Apă, ESA Bacău, din 27.02.2023, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2023 de către beneficiarii venitului minim garantat, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind darea în administrarea către Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al Comunei Sândulen și în administrarea Consiliului Local Sândulen, în vederea modernizării acestora, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 67 din 15.10.2021 de aprobare a cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții, branșamente și raporturi în Comuna Sândulen, de Tuvacu, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind cooperarea cu Consiliul Local Lipez, județul Bacău, în vederea realizării în comun a activității de audit public intern, prin înființarea unui compartiment de audit public intern care desfășoară activitatea de audit public intern pentru entitățile publice partenere. Inițiator primarul comunei. Punctul numărul 9, diverse. Înainte de a începe ordinea de zi, supunem la vot procesul din ședința anterioară. Cine este pentru? Începem cu punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2023. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2023. Inițiator primarul comunei. Domnul primar? Vreau să știți ați venit la ședința Consiliului Local. Sumele de la Consiliul Județean au venit joia trecută, noi vineri v-am transmis, sau miercuri au venit sumele, a fost în scurt, nu știu dacă ne-am încadrat, dar trebuie să spunem că ne-am încadrat, că domnul secretar a făcut toate demersurile ca să fie bine. Și în acest sens îmi cer scuze dacă nu a fost așa cum ar fi trebuit să fie. Ați avut lista de investiții, ați avut raportul de specialitate pus la dispoziție. Cred că v-a speriat puțin. Cred că este unul dintre cele mai mari bugete din județul Bacău. Și nu sunt toate sumele.
la observați că pe sursa, cum o să vă dau citire atunci, o să vă prezint că bugetul Comunei Sănduen este de 279 de miliarde. Asta înseamnă ce? 27 de milioane în vechi noi, 27.928 de miliarde. Se constată că total cheltuieli sunt 280 de miliarde. Adică avem un deficit sau un excedent de cheltuieli, un deficit de venituri de 119.000 lei, adică 1.119.000 de lei. Adică 119.000 lei, vă dau un 3 moduri. 119.000 lei, adică 1.119.000, reprezintă excedentul pe 2023. În momentul când se constituie un buget, se adună toate veniturile, se fac cheltuielile, dar la cheltuieli se introduce și excedentul pe anul anterior și se face ligajul pe o sumă de minus. De aia o să constatați că total cheltuielile este de 280 de miliarde. Adică să vă dați seama că diferența este de 1.119.000 de lei. În comparație cu anul 2023, ianuarie 2023, unde am avut un excedent de 168.000 de lei. Acum o să vă prezint veniturile. Veniturile proprii sunt de 680.000. Aici veniturile reale și corecte au fost de 650.000. Dar îi dau un procent de 4,5% de mărire, vă să mă scuzați, de mărire, astfel încât dacă în urma corectării toate sumelor, a tuturor sumelor veniturile cresc, să ai și tu acolo la dispoziție 300 de milioane ca să nu mai faci o rectificare de buget. Deci veniturile sunt în jur de 680, 650, 700 de milioane. Deci, ca să înțelegeți, sumele de la populația Comunei Sănduen sunt de aproximativ 7 miliarde în taxe, impozite, concesionări, dar din concesionări sunt 800 de mii de lei. Adică taxe și impozite cam 6 miliarde, ca să rețineți, 6 miliarde. Cote defalcate, 0401, 397 la Consiliul Județean, cote defalcate din TVA, sume de la fondul dispoziția Consiliului Județean, toate sumele alea. Și observați, la un moment dat, subvenții Planul Național de Dezvoltare Locală. O să vă prezint este 9.548, adică 95 de miliarde 480 de mii. Adică 9.580 de mii. Asta ce reprezintă? Subvenții la PND. Avem branșamentele care reprezintă 40 de miliarde, 4.000 de lei. Vedeți că toate sumele sunt 1.000 lei și atunci puteți să faceți ca și diferență 9.548 minus 4.000, rămânând 5.548. De constatat că la alimentarea cu apă am pus doar 250.000, adică 2.500.000 pentru schimbat de niște vane, la canalizare, deci lucrările de alimentare cu apă și canalizare sunt gata. Au rămas sumele de 20 sau 22.000, 2.200 de lei, 1.000 lei pentru grădiniță și pentru terenul de fotbal. Subvenții de la PNR, dar o să vă prezint toate la lista de investiții. Vedeți la un moment dat că avem 2.432, 24 de miliarde. Subvenții de la PNR includ două proiecte pe PNRR. Noi am mai depus încă două proiecte care nu sunt încă aprobate, deci noi am pus pe acest buget doar sumele care sunt aprobate, deci contracte existente în acest moment. Observăm că din această valoare, din aceste sume, lipsește gazele care sunt aprobate, gazele în, să zicem, un buget de 7 milioane de euro, de 350 miliarde, deci ca și o constatare, avem pe lista de investiții plus gazele, avem un buget de investiții, să fim sănătoși, de, să nu vă speriați, să nu vă speriați, de 229 de miliarde plus 350 de miliarde. 570 de miliarde de lei bani de investiții. Nu știu ce comune are atât de mulți bani. 500 și aproape 600 de miliarde. O sumă imensă.
Acum, întrebări la raportul de specialitate prin 100 la lista de investiții. Venitul, s-a ținut cont cheltuielile. Deci, cum se face? Se trec toate veniturile în program și se ține cont de cheltuielile de anul trecut. În general, nu se schimbă. Spre exemplu, dau un exemplu, alimentarea cu... Uitați-vă, să fiți în PNDR, așa cum am spus eu, Gădiniță 1756, alimentarea cu apă 252. Dar când te duci la cheltuieli, constați că la alimentarea cu apă sunt 332, asta înseamnă că la 252 s-au mai adăugat încă 80.000 de lei, adică 800 de milioane din bugetul local. De ce fac aceste lucruri? Toate lucrările cele mai mari în Comuna Sădureni și, în general, toți primari, încep de prin mai, iunie, iulie. La începutul anului a ajuns constructor și cum încep lucrările cele mai mari, adică să pot să se descurca. Aici fac o constatare, spre exemplu, la Grădiniță am 1756 de milioane și când ne ducem la cheltuieli, verificați venitul cheltuieli și când ne ducem pe cheltuieli, vedeți că avem 240.000 de lei în plus. Adică 2.400.000. Acei 2.400.000 sunt din bugetul local. De ce am pus din bugetul local? Banii aia nu se cheltuie din bugetul local, așa cum cineva a spus că s-au cheltuit banii pe drumul de la Chisea din bugetul local. Nu există așa ceva. Deci, pur și simplu, dacă vrei să te descurci să ai cât mai multe lucrări, ajungi constructorul și tu reîntregeți bugetul cu banii de la minister. Eu, dacă nu făceam asta, nu terminam nici apa, nici canalizarea. Adică, pui 2.400.000. De ce am pus 2.400.000? Până pe data de 31 aprilie, terenul de fotbal trebuie să fie gata. Atunci, valoarea, aici sunt două, intervin două specii, două situații. Deci, ministerul, când s-a creat contract cu ministerul, valoarea terenului de fotbal era una mult mai mică. S-a solicitat o sumă mai mare, ministerul a alocat acea sumă, dar cu condiția de alocare unor sume suplimentare de bugetul local. Deci, statul dă 4.300.000, noi trebuie să punem 2.400.000. Dacă rămân sume necheltuite de la Grădiniță, toate decontările vor fi de la minister. Asta, deci avem două situații, oricum prima situație de lucrări către constructor va fi plătită de bugetul local și va transmită pe minister. În momentul când vine îți transferă banii, se reîntregește bugetul local. Adică nu ai ce face pe luna mai pe zăpada asta, până luni. Da. La protecția mediului, vedeți că avem canalizarea. La biserici. Da. Adică veniturile e ok? Veniturile. Adică veniturile nu avem ce să spunem nimic la veniturile. Veniturile sunt veniturile. Acum pe cheltuieli. La cheltuieli observăm ce? La autorități publice, salariile angajaților primăriei Sădureni pentru 14 ani este 12.800.000, 13.000.000. Ca să știți, deci salariul angajaților primăriei Sădureni este de 13.000.000, unde sunt cuprinse și salariile consilierilor locali, indemnizațiile, ca să știți. Bunuri și serviciu, curent, vreme, ce mai sunt acolo? Sobis, contracte, 370.000. Adică 3.700.000. S-a mers pe aceeași sumă de 370.000 ca anul trecut. Nu s-a cheltuit 370, s-a cheltuit 270, dar nu poți face rectificare de buget de 5 lei că nu ai. Și atunci am rămas pe aceeași sumă. Se constată dacă aveți raportul de anul trecut de specialitate, uitați-vă vă rog pe cheltuieli, anul trecut era 1.277.5. Practic am crescut cheltuielile de anul trecut doar cu 50.000, care reprezintă 10% mărirea de salariu care trebuie făcută conform registrației angajaților primării Sădureni. Pentru primar și consilier încă nu este aprobat. Observați la autorități publice, s-a mai introdus o cheltuială pe PNRR, un proiect aprobat de 564.000. Deci PUB-ul în format electronic. 564.000 care este semnat contractul. Ne uităm la capitolul 2, transferul cu caracter general între diferite niveluri ale administrației, 20.000.
200 milioane care trebuie să le dăm la copii instituționalizat în anumite centre. Sunt 3 copii, unul pe raportul turcului, nu știu, și în fiecare an plătim pentru acești copii 200 de milioane. Deci, restul de sume aferente sunt plătite de Consiliul Județean. Ordine publică, siguranță și națională. Anul trecut a fost 110.000, cu creșterea de 100.000, 10%, 119,2. Cheltuieli de echipament poliție locală, 6.000 de lei. Anul trecut a fost 6.000, dar nu s-au cheltuit băieții niciun leu. Cheltuieli materiale SMSU 5.000, n-au trecut, n-au cheltuit. Deci, total 133, practic mergem pe aceeași, a fost 131 anul trecut, nu au crescut cheltuiele pe hârtie, să zicem, de cu 2.000 de lei. Învățământ. Sumele acordate de stat au fost 579, practic noi din bugetul local alocăm doar 67.000. Sunt sume care s-au păstrat de anul trecut. Singura diferență din sumele de anul trecut, ca să înțelegeți, și sumele aferente la anul acesta, este sunt doar 5.000 de lei la naveta cadrelor didactice, transportul cadrelor didactice, întreținere și reparație. Doar cu 5.000 de lei au crescut cheltuielile. La cheltuieli de capital, constatăm ce? Așa cum v-am spus, 1756 pentru a finaliza lucrările de la grădiniță, plus 240.000 din bugetul local către terenul de fotbal. Asistența tehnică din cadrul acestor investiții, indiferent de sursa de finanțare, asistența tehnică asigurată de dirigite și proiectat, nu sunt cheltuieli eligibile, sunt cheltuieli neeligibile și, în consecință, dacă observați pe raportul de specialitate, 30.000. 12.000 plus 18.000. Asta însemnând că domnul proiectant ia un coeficient de 1%, ia aproximativ 1%, dacă constatați, 7500, 56, 18. 8.300. Deci, cost și dirigintele 0.5%. Vedem la cultură. La doamna Lungu s-au mărit cheltuielile cu 5.000, pentru că au fost 66, s-au dus la 7.000, cărți obiecte 4.000, cheltuieli cu bunuri și servicii 88.000. Pentru susținerea cultelor, anul trecut au fost 163.000, acum constatăm că e o sumă mai mică, sunt doar 43.000 de lei pentru culte. Acum, dacă vreți să-mi puneți pe întrebări pentru culte, aici o să fac puțin o observație și vedeți că Biserica Ortodoxă Sărbureni nu este, dar biserica, pentru biserica, nu, o să vă prezint investiție. O să vedeți că o să ai legătură între două noțiuni. Încercăm să tragem curent electric pe zona Tisa și vedeți pe lista de investiție extinde rețea curent câmpul Tisei. Da, 30.000 pentru început, să vedem cât costă. Și atunci am zis, facem un echilibru, nu ne ducem și aici și aici, ne ducem pe rețeaua... Da, Biserica Catolică să nu le... Biserica Catolică Căsătureni, se observă că nu s-a alocat niciun leu. Dacă mă întrebați de ce, vă răspund de ce. Cu toate că Părintele este în construcții, Părintele anul trecut s-a alocat 35.000 de lei, nu a cheltuit decât 20.000. 15.000 nu a vrut să-i aloc. Adică, asta înseamnă... Părintele v-a zis personal că nu mai dorește bani sau... Nu, am spus. Anul trecut a avut 35.000 de lei. Dacă... Și nu i-a cheltuit pe toți. Nu i-a cheltuit pe toți. Dacă tu nu ai cheltuit pe toți, atunci eu... De ce să mai vin cu acest? Înseamnă că nu m-a mai dorit dânsul să înțelegem. Să vă înțelegem acum. Păi nu știu dacă a dorit și dar e problema lui. Adică asta nu e problema mea, că a dorit părinte sau nu a dorit părinte. Noi trebuie să respectăm legislația. Atât timp cât tu, ca și persoană, nu ai nevoie să cheltui toți banii, înseamnă că nu ai nevoie. Da? Și mai mult de atât, s-au alocat, dacă rețin eu bine, pentru Biserica Catolică de la Sărbători, s-au alocat 2.800.000, dintre care 2.300.000 din bugetul local și 500.000 de la guvern. Cu totul 2.800.000. Dacă părintele înseamnă care altă sursă de finanțare, îl felicit pe părinte care altă sursă de finanțare. Adică, chiar nu... Observăm, Biserica Parohia Ortodoxă Berșești a solicitat, aș vrea totuși să precizez un lucru, eu nu pot să mă duc la preot să-i rog dacă au nevoie de bani. Da, așa se da. Adică nu se poate și apreciez odată ce ați făcut dumneavoastră odată într-o ședință, nu pot eu să mă duc la... Dacă nu ai nevoie de bani, nu vin după bani.
Părintele, puiul a venit. Dom'le, dăm, vreau să fac ceva. Gata, părinte. Părintele a bărat, a venit. Adică, fără nicio supărare, dar eu... Să se lucreze. Adică, la un buget de 600 de miliarde, eu nu pot să stau după părinte. Iar părintele are o lucrare de 2-5 miliarde, eu am lucrări de 600 miliarde. Dacă îmi consum și energia pentru părinte, înseamnă că nu pentru părintele Gașpar, vorbim în general. Servicii de răzătare publică. Constatăm aici că la energia electrică de un public sunt 3 miliarde 900, anul trecut s-au cheltuit 2 miliarde 800. Am rămas pe acelea sume. Am rămas pe 45.000 întreținere și reparații în an public, au rămas și sumele de anul trecut. Alimentarea cu gaze naturale. Am pus, dacă observați, 6 miliarde 500 din total de 350 miliarde. Asta reprezintând 500 de 1 miliard 500 de mii de THC-ul și proiectarea și avizele, care sunt unele dintre ele elegibile plătite de minister. Deci, proiectarea și DTAC-ul sunt sume plătite de minister. Avizele nu sunt sume plătite de minister. Nu sunt elegibile. Elegibile. La alimentarea cu apă v-am prezentat 252. La branșamente 4.000 v-am prezentat. Am pus doar de început, dacă observați, 20 plus 50. 470. Aveam 470 cu 2. Da. 4, am pus 700 de milioane în plus. Având în vedere că sunt unele zone, pe proiect, lungimea branșamentelor și la podurile de 5 metri și s-ar putea să susținem diferența de metri. Și am pus 700 de milioane, adică, dau un exemplu, să zicem aici la deal, branșamentul pe străduța din partea de apă este de 5 metri. Dacă să mă duc la ultima casă, este 10-12 metri. Ei, ministerul nu-ți aprobă, nu-ți efectuează plăți prin depășirea unor indicatori termeni economici. Și atunci le ții din loc. Cât poți tu? Poți să decontezi acum în plus 5 metri, că el nu te va verifica. Dar trebuie să ții cont, domnule, am depășit 5 metri, că la sfârșitul lucrării vei constata că tu ai ce ai? Ai 1950 de branșamente și 334 de raporturi. Înmulțit cu 5, 6500 și ceva de metri în iar. Ei, tu nu ai voie să depășești cei 6500. Cu toate că în proiect, vedeți, pe listele de cantități, ni s-au dat 5 metri, iar pe proiect ni s-au dat 6 metri. Dar ca valoare este 5 metri. Protecția mediului, vedeți, asistența tehnică în același mod, care nu este o cheltuială elegibilă, am pus 80.000 de la bugetul local. Aceea situație, domne, sunt niște cheltuieli care statul nu ne dă bani, spre exemplu, sub traversările de la drumul național și trebuie efectuate și statul nu ne dă bani și atunci va trebui să pun din bugetul local, pentru că sunt niște lucrări care au fost depășite. La drumuri, observăm la drumuri, drumul vă interesează cel mai mult, drumurile. Drumurile o să vă prezint la lista de investiții. Total cheltuieli de capital la drumul sunt 126 de miliarde. Dintre care observați că puntea de arută și Mădera Matești este 71 de miliarde, 70 de miliarde. Avem un cotar de asociere cu Consiliul Județean, 70 de miliarde. Asta e venitul întrebărilor cu referire la venitul și cheltuieli, bugetul local pe orice întrebare. Să mă înțelegeți greșit cu bisericile. Tot nu au fost discuții pe tema bisericii. Dacă un preot nu vine să... Dacă tu nu ai cheltuit bani, înseamnă că ai nevoie. Este logic. Pentru mine este logic. Întrebări? Puneți-mă rog. De nou nu l-ați prins? Da, sunt 1 miliard și 100 milioane la alte cheturi. Am pus la... Așa ne-ați promis și anul trecut, da? Da, am pus și anul trecut, știți, am pus 1 miliard 100. Și acum sunt 1 miliard 100, nu știu cum să zic. Sincer să fiu, aveți dreptate,
Da. Bine, dar acum sunt și foarte multe investiții, am înțeles, dar și lucrul ăsta mărunt, e foarte frumos, așa, da, să nu mai ai o sală de consiliu, cum au celălalt oameni. Este adevărat, dar... Mai multe lumea la noi și ne vede așa, ba, pe bancă de asta. Nu vreau să spun, o să vă spun la sfârșitul ședinței, este foarte... Așa este, chiar, într-adevăr, e destul de greu, nu e ușor. Este foarte greu și ținând cont că săptămâna trecută toată săptămâna a venit la 6 și a plecat la 7. Deci nu zici nimeni că e ușor. Săptămâna trecută toată săptămâna, toată duminica, el toată duminica. Săptămâna, nu știu când a fost duminica. Foarte greu. Dar nu se vorbim la sfârșit. Întrebări? Eu, din punctul meu de vedere, întrebări ar fi la lista de investiții cele mai multe. Aici, la bugetul, venim și cheltuieli. Achiziție de drone. Achiziția de drone. O să vă prezint la listă din da, atunci o să vă prezint achiziția de drone. Da, ce s-a întâmplat? Am depus un proiect pe fonduri europene, pe PNRR, și mi s-au alocat 22 de miliarde. Supraveghere video și achiziție de drone și două stații electrice, două stații de încărcare, achiziție de drone, supraveghere video, așa am văzut și internet, care costă 22 de miliarde. Am semnat anul trecut un contract. Stațiile de încărcare de voi, nu? Una cu prima aici în centru Sandorini, una nu mi-am gândit. Eu n-am poate, dar dronele ajută, cam cum a scris-o noastră? N-am văzut încă, nu știu. Sincer. Pur și simplu am semnat contractul, nu știu mult. Așa au fost prins proiectul. Nu, că am văzut celălalt, alte localități au și autoturism sau utilitare, produs școlar, știu eu. Depinde cum a fost proiectul sau sursa, nu e aceeași măsură pentru toți, nu așa a fost. Știu că trebuia făcut un protocol de asociere cu altă comună. Și sume referente se cheltuise în momentul când am vrut noi să-mi pornim, nu mai rețin. Dar e o sumă mică. Adică un microbus școlar costă 30-40 de mii de euro, pe când mie statul mi-a dat aproape 500. Nu, mă refeream strict punctual la drone, nu la restul proiectului. Da, camerele și alea, nu știu dacă... Dronele făceau parte de aici, sub vedere video. Pe când microbuzie era... Deci dronele veneau la pachetul sub vedere video. Pe când microbuzie era pe altă... linie de finanțare. Nu s-a putut opta între drone și mijloace de transport. De reținut că pe PNRR, vedeți că aici nu au fost trecute toate, nu au fost trecute decât sumele de consultanță de întocmire proiect, dotarea cu bombile, școlarea unităților școlare, reprezintă vreo 6 miliarde și astea care sunt depuse pe PNRR, dar nu sunt aprobate. Și inclusiv, că am mai depus un pomit, deci panouă fotovoltaice și panouă fotovoltaice. 35.000 doar bani din bugetul local pentru achiziție. Dacă vedeți, toate cheltuielile au fost făcute astfel încât să nu ne blocăm. Adică omul îți întocmește acel proiect de panouă fotovoltaice. Dom'le, nu știi cât costă. În general am pus 32, mi s-a luat 5.000 de lei. Pentru întocmirea proiectului. E o sumă mică. 5.000 de lei. Dar și așa se lucrează sau... Nu sunt elevii. Dar 50 de milioane nu trebuie să fie. Da, e o sumă mică. Dar consultanța și achiziția, timpul de lor proiectul și tot, este, au solicitat încă 22.000 de lei. Adică nu mi se fac o sumă atât de mare. Sincer să fiu. Dar privind valoarea investiției. Nu mi se fac atât. Și ei vor răspunde de tot proiectul. Am încheiat contractul, achiziție, consultanță, întornire, evaluare, tot, nu mi se pare, adică și toate proiectele așa au fost întornite și dacă vedeți, toate au fost bugetate pe cheltuieli, astfel încât să nu ne împotmorim, să nu mai știm cu noi, de noi ce datorii avem și ce bani avem și câte sume trebuie să dăm. Deci eu zic din punctul meu de vedere, poate greșesc, dar veniți cu alte idei, putem modifica. Este nou echilibrat, este foarte echilibrat. Este echilibrat, ținând cont că dacă la un moment dat o să vă uitați pe lista de investiții, ne ducem pe lista de investiții, constatați ce? Dar nu mai am hârtie aia. Vedeți acolo, am făcut două tabele în partea dreaptă. Buget de stat și buget local.
constatați că din bugetul local s-au alocat anumite sume, 22 de miliarde, din bugetul local pe investițiile de la bugetul de stat. Dar total buget de stat, dar total buget de, bugetul local este de 37 miliarde. Asta înseamnă că diferența de 12 miliarde s-au împărțit pe alte investiții astfel încât să poți să te miști. Adică, hai să ne uităm pe lista de investiții. Luăm de la sfârșit. Dacă vedeți, achiziția autobasculantă pentru una să o dăm în județul Bacău. Vrei să cumpărăm pentru compartimentul Dumu o, nu știu cum să zic, autobasculantă. E bine? A, trebuie. Da, o autobasculantă. Am pus 20.000 de euro. Nu știu, e mult, e puțin. Te vă gândesc la secă? Secă, da. Dar n-ai bune. Cât e una? 50.000? Cât e una nouă? Deci, ceea ce mi-a scăpat nouă și l-am pus, ca să știți, vedeți acolo, îmbunătățea servicii locale pe bază prin achiziția de utilaj. Este un proiect depus prin azil de vidanjă. Observați ce, statul ne dă nouă 250.000. 250.000 de euro, adică 50.000 de euro, dar 45.000 de euro, poate ne dă 50, da? Restul, poftim? 60. Dar am cumpărat o mașină de 4 tone, nu printr-un dealer, direct din Iveco. Adică o mașină de vitaj autorizat. Cum avem noi mașina de gunoi? Nu era una făcută cu benă, era așa cumpărată. Ați înțeles? Da. Noi am mâncat să nu remorchez la mașina aia. Dar ceva din genul, că n-am putut să-l dau jos. Cum sunt mașinile de gunoi? Constructorul face camionul cu șasiu. Iar altă firmă autorizată pune bascula relata, adevărat, pentru că alea skipper și tot, toate ei, pe când a noastră, mașina din gunoi a fost cu totul. Dar nu face niciun constructor de camioane asta. Ba da, nu face. A fost la Făcșani. Noi n-am putut să ia pentru că era cu totul. Deci mașina noastră din gunoi era din fabrică ieșită așa. N-am fost la Foșana. Poate nu știu eu, dar eu vă spun. Aveți dreptate cu mașinile astea, dar cu mașina noastră a fost cu totul. Cumpărată că s-a dus Neonic la Foșan ca să-i punem benă. Și costa 400 de bani de benă. Și a vrut să-i punem benă, dar omul a zis că nu se poate, că e așa din fabrică. Deci nu se poate. Deci uitați-vă pe unul la abonizare drumul Puntea Auto și Petrolar peste râul Tarzău, satul Mateiști. Am pus 1.500.000 pentru planul situației în faza de a cei care sunt elegibile, dar vorbim de Consiliul Județean, nu cred că e o sumă elegibilă, și am pus noi banii, proiectare, toate avize ce mai sunt acolo, și 7.000 de lei, adică 70 de miliarde, finanțarea de către Consiliul Județean. Constatăm aici ceva. Gamonizare drumul, de, drum comunal DC174, sat Berșești, Comuna Sănduien. Constatați că aveți decât 1.390.000. E o sumă numită. Este o sumă foarte mică. Suma care a fost pentru drumul Berșești este de 15.390.140. O să mă întrebați de ce a rămas la 13 miliarde. Noi avem de... Uitați-vă. Da, vă spun, da. Ca să poți semnezi contractul cu firma care a licitat, Curtea de Conturi nu-ți dă voie dacă nu ai bugetat această sumă. Am dus toți banii de la Berșești, i-am dus pe drumul de la Stufu, astfel încât să pot semna contractul, astfel încât constructorul să poată începe lucrările, iar decontarea să fie făcută peste 2-3 luni de zile, în momentul tot de la minister, dar nu de bugetul local. Ați înțeles? Pentru că lucrările de la Berșești vor începe în luna august. Mai repede de luna august nu vor începe. Ați înțeles? Și în luna august avem branșamente și se încep lucrările. Adică drumul de la Berșești, indiferent de situație, nu ar începe în luna aprilie-mai. 1. Proiectul avem tot, avem aviz de tot. 1. Nu avem branșamentele. Deci ne trebuie întocmite, făcute branșamente și după branșamente trebuie măcar 3-4 luni de zile până se
tasează. Deci, indiferent de situație, lucrările au reușit și totul în august s-a început. De ce spun asta? Constructorul a vrut să rezilieze contractul cu noi și e pe bună dreptate, pentru că polița de asigurare a fost valabilă 90 de zile, iar conform registrație ne dă voie să o mai prelungim polița de asigurare, nu, garanția de participare la licitație, domnul secretar, nu polița, garanția de participare la licitație. Era valabil 90 de zile, iar el putea să renunțe la contract pentru că a depășit acele 90 de zile. M-am chemat la dumnealui, am vorbit pentru că a fost o firmă și am stat două zile și m-am gândit, ce fac, ce fac? Să scotea din nou la licitație? Păi m-am gândit, ce să scotea din nou la licitație? Mai ales că este o firmă bună. Și atunci s-am bugetat tot, cu toate că am o hârtie de la minister care îi spune că ordinul ministrului ține loc de contract. Cu toate că eu nu sunt de acord cu asta, cu ordinul ministrului nu se țină ordinul de contract. Dar ca să fiu acoperit de lege, am luat banii ce am dus la Stufu și în luna iulie îi duc înapoi la domnul Aveșești. Mai departe, dezvoltarea rețelelor inteligente de gaze. Nu vedeți că am pus 5 miliarde de la stat pentru PTH și pentru DTAC și am mai pus eu încă 150 de milioane, era 500. Dar nu se știe ce se cheltuie. La alimentare cu apă 332, asta e 332 de mii, respectiv 3 miliarde 320, asta înseamnă 80 de mii de la bugetul local, v-am explicat. Dotarea cu mobilier l-am pus doar din bugetul local, grădinița am explicat, formatul digital am explicat. Drumul de interes să o luăm cu Comuna Sandoieni. Aici este vorba de drumul de la, de la Stufu. Drumul de la Stufu, avem contract cu Ministerul pe 25 de miliarde. Ne-a mai dat încă statul cu încă 10 miliarde, 35. Și banii de la Veșești, vedeți, cum e la 6. Care le-a spus distinct într-o parte, ca să se vadă că sunt banii de la Veșești care îi duce înapoi. Dacă cineva a putea de acolo spune de ce am semnat contract, am avut bugetat. Și banii în fel. Dar vă rog să înțelegeți situația asta. Deci nu înțelegeți că nu se face numai Veșești. Trebuie musă, pe n-ai poet. E musă, pe asta, ca să înțelegeți, eu înainte de a lua hotărârile astea, el a chemat Pinierul, că era cu dezepezirea, și am explicat asta. Vedeți, extindere energie electrică, localitatea Sădoieni, Nunu Ionuț, 10.000 de lei, atât am zis că dăm, 8.000, atât am zis că dăm. A rămas aici, pentru că ne batem obrazul, trebuie să fim oameni corecți. La branșamente, constatați că am pus 40, au fost 40 de miliarde și am pus noi 900 de miliarde de bugetul local, este de rețea energie electrică TISA, dacă vedeți 30 de mii. Și constatați că am pus în semestrul 2, n-am pus în ultimul. Că dacă aș fi pus în ultimul, atunci mi-a spus, domnul primar, dar ce mai faci în ultimul? Că nu mai faci nimic. Am pus neapărat în 2, o echilibrat în 2, ca să înceapă imediat proiectul pentru aia. Singurul cu care, nu știu dacă o să putem, fiind zonă extravilă. Da, este și partea de intravilă. Este păi constatăm să vedem unde este partea de intervia. Domnul secretar, drumul înseamnă că este în inventar drumul. La care? Drumul de la Tisa. Cred că da. Cred că da. Da, este strada. Strada, dar când s-a făcut... Chiar dacă este strada. Atât. I-am spus domnul părintelui și părintele a fost de acolo, singurul lucru care pot să fac extinderea asta de rețea, vreau drum. Nu pot. Eu nu cunosc atât din zona, ca să spun. Dar am văzut niște zone înguste de 3 metri. Nu e ok, oameni buni. Retrageți-vă carburile. Adică nu știu ce zone, am văzut și eu niște zone strânse acolo, nu știu cine stă acolo, dar retrageți-vă gardul, astfel încât eu să pot să-mi fac cadastru pe drum. Eu nu pot să fac cadastru pe 3 metri, lățimea drumului. Adică au ieșit toți în drumul ăla să se retragă astfel încât să mă duc frumos cu cadastru, să-mi fac extinderea pe zona mea publică, astfel încât să nu am probleme. Din ce știu eu pe acolo, cam drumurile alea s-au păstrat ca și lățime. Sau nu mai știu exact, dar mi se pare că noul drum nu trece pe pământul... S-au și mărit drumurile. Deci eu dacă nu am 6 metri, nu pot să fac cadastru, ca să știți, dragi.
retragem, pentru că până la urmă este interes comun și al dumneavoastră și al regutor. Retrageți-vă puțin ca să facem 6 metri. Nu, uitați-vă la dea, că nu se poate face drum. Că au uitat toți în drum. Și au fost proiectanți, verificatori de proiect, de expert. Nimeni nu face la dea. Exact, mă, drumurile sunt mai mari decât au fost. Ele, așa au fost satul, așa au fost... Așa au fost drumurile la vremea respectivă. E că cineva a intrat în drum. Eu vă contrazic puțin. Da. Conform legislației în vigoare, avem două legi de drum. Legea 43 din 1977 și ordonanța de urgență 43 din 1997. Deci, la o diferență de 20 de ani, s-a schimbat legea drumurilor. În anul, mergem, ce spuneți dumneavoastră, în 1997. În anul 1977, lățimea unui drum comunal sătesc era de 5 metri. Deci, dar la finanțarea satul trebuie să se desfința în 77. Deci, la înființarea lui, erau alte norme. El, cine știe, nici nu știu, dar te-a zis 20 de ani. Atunci eu nu pot să fac cadastru pe un loc de 3 metri, dacă sunt situații astea. Deci eu vă spun sincer. Partea de nou se face partea de intrare până în centru, până astea nu, se face. Vreau să fac o intrare de aici până în vârful dealului, ca să știți de la mine. Nu fac. Și vreau să un cadastru de aici până sus. Adică, domnule, dacă dau jumătate de metri, părinte, dacă dă jumătate de metri, părinte, o zis că nu e nicio vorba. Dacă el dă jumătate de metri. Cine au venit la stradă, să retragă, dar nu vreau să-l fac. Adică, să vă dați seama, sub incidența legii, cum să n-ai fac? N-ai cum efectiv, George. Chiar și l-a făcut pe oameni, n-ai cum efectiv, să mă apte, trebuie să faci. Să duci excavatoare, nu arunc. Înseamnă că spuneți că e la uriță. Păi da, dar ce eu l-am fost să mergea în căruța care în timpul ăla. Erau uriță, da? Erau altă... Dar avem și prin Berșești situații asemănătoare, ulițile. Atât ulițile au 6 metri? Au 5 metri, au toate au 5 metri. Atât au ăsta aici, dar unde te duci la... Da. Al 4 metri jumătate. Nu sunt, mai sunt. Mă, dar unde te duci la Neghiță 1? Cât are? 5 metri. Da, deci doar la Neu, să știți. Așa, așa. Când te duci la Neghiță 1, cât are acolo între malurile aia? Cam așa atât. Câți metri are? 3. Da, vă și acum să-i spun și domnului Silvestru, să știu că am discutat foarte mult în timpul cu el, am pus un capitol, subvenții, echipe de fotbal, asociații de fotbal, 500 de milioane, 50 de milioane. Asta pentru început, vrem să facem o echipă de fotbal de copii pe telefon. Nu știu cum va funcționa, nu știu cum vom plăti, nu știu nimic. Am pus să vedem cum, că nu știu nici eu. Suntem la început, nu știu. Da. Atâta timp cât sunt bani, eu acum voință avem, da, dar material știu, avem. Nu știți cum este, ca să știm despre ce este vorba. Trebuie protocol, chiar cu un club, vreau nu știu. Deci, sincer să fiu, da? Eu am pus sumele alocate pe capitolul respectiv, am primit o adresă de la NAF, v-am arătat, da, exprim da. Pentru finanțarea echipelor de fotbal, dar nu știu cum se face, sincer să fiu. Vedeam cum se face. Da, ăsta este bugetul de venituri și cheltuieli. V-am prezentat lista de investiții. Eu vă mulțumesc tuturor că m-ați ascultat. Este un buget prea foarte mare. Sincer să fiu, am cam obosit. Este un buget prea mare pentru mine. Sincer și spun. Este un lucru greu, foarte greu, mai ales ce s-a întâmplat în comuna Sângurent cu băiatul care a murit, vă spun sincer, deci sunt depășit. Sunt depășit pentru că este un buget prea mare. Și să coordonez toate aceste lucruri, sunt depășit. Asta îi spuneam la angajații mei, acum angajez un băiat, acum angajez un consilier personal sau un administrator și dau cât are domnul să depună. Dar un băiat bun. Unde găsesc acest băiat?
care să muncească și sâmbătă și duminică, convine să muncesc pentru acest zi. Nu găsești nicăieri. Știi cum e acel băiatul Milu Coceanu, că e băiat deștept, dar aș fi să cu băiatul Milu Coceanu. Da? Și mi-a zis, domnul primar, ce faci, m-a dat 2000 de euro. Nici nu mă deplasez de la, de la Onești pentru domnul Milu. Zine, amic. Așa e. Scump Poftim? Scump băiatul Neandru. Învăța. De ce nu faci pentru localitate? Învăța cazuri și acum vrea să stau. Da, dar ce om exact de bani cu el urca ce așa. Unde învăța? La el? La Brașov? Da, la localitate. Da, învăța cazuri. Pentru că la un moment dat, cred că cu siguranță viața și sănătatea este mai importantă decât orice. Și nu, te vă spun sincer, că am distrus sănătatea cu primării asta. Cu atâtea de multe lucrări. Și omul niciodată nu-i mulțumit oamenilor. Poți să-i faci orice și poți să-i facă domnul Ilea. Poți să-i facă mașina, știi cum, să-i o speri, să-i o aranjezi, să-i o facă cu stoc. Știi cum? Stoc. Tot dacă rămâne o pată acolo, nu mi-a făcut-o bine, nu mi-a spalat-o bine, nu mi-a... Adică omul niciodată nu a fost mulțumit. Așa este? Da, bine, acum nu trebuie să facem comparații neapărat, dar sunt lucruri asumate. Trebuia să, adică am știut în cine băgăm, fiecare pe punctul nostru de lucru. Dar și eu când m-am gândit la lucrul ăsta, mi-am asumat, am cercetat, am văzut. Știu că e greu, am știut că e greu. Poate nu m-am așteptat să fie așa greu, sau, dar nici nu mă pot plânge. Asta este. Am dat un exemplu, un alt exemplu pe care vreau să-l spun. Am spus și poate, nu știu dacă vine să nu mai spun. Dom'le, e greu când populația unei comune alege un primar fără școală. Țineți minte ce spunea. Pe vechiul ce spunea? Profesorul, ce era? Primarul, învățătorul, polițistul, ce era? Da. Acum, dacă comuna Sărbunie, până în 2012, a fost subdezvoltată, este foarte greu să o dezvoltăm. Am ajuns la un nivel de dezvoltare foarte mare și constatăm că nu am resurse umane. Țineți minte ce vă spun eu. Nu am resurse umane. Hai, care dintre dumneavoastră, oricare, 50 de milioane, faceți ce fac eu și veniți în locul meu. Să mă ajutați. Și vă spun că niciunul nu vine. Niciunul nu vine. Să vină sâmbătă, să vină duminică, să facă revizie, proiecte, să facă balanță. Acum, trebuie să fie doamna Lucă, s-a dat calul din toată ziua. A făcut balanță, a venit balanță, estimări pe 2013, 2014, forest bucul ăla, scoate de-a... Foarte bine. Da. Domnul secretar, domnul președinte. Da. Supunem la vot punctul numărul 2. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, MMS, și Unitatea Administrativ-Teritorială Sădurin Zetulacov, având ca obiectul asigurarea colaborării interinstituționale a MMS cu OAS Sădurin Zetulacov, în cadrul proiectului PUC de servicii MMS, IES 2 Roman, MMS Cod MySmith, 130.963, inițiator primar comun. Deci, bun, acesta este un proiect. Ce spunea domnul președinte vis-a-vis de MMS, este Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Se va chea un protocol, să bine, dacă se dorește, asta e partea a doua, între minister și instituția noastră. Și printre principalele obiecte va fi dotarea serviciului public de asistență socială cu echipament informatic necesar pentru utilizarea platformei informatice de asistență socială. Deci noi suntem protocolul, dăm și ne livrează. Niciun fel de cheltuială din partea noastră. Ideea e pe următor, că toate comunele se vor alinia și este obligatoriu de a alinia la această platformă. Pentru că aici deci, va fi vorba deci, de 416 de ani pentru alocațiile pentru copii. Vor fi vorba de cei care primesc aceste pachete. Deci va fi o platformă comună unde în permanență datele vor putea fi verificate și absolut totul. Deci eu, din punctul meu de vedere, este obligatoriu să ne aliniem și noi. Da. Cu atâta timp cât de 0 la 0. Bine, va fi în inventarul nostru de echipament, noi răspundem de integritatea lui. Asta e partea ta.
Cine este pentru? Punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Sândulen pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău-Iesa, din 27.02.2023. Bine, exact în cum suntem și noi în situația asta, deci și Compania Regională de Apă Bacău, ea și trebuie ca să se aprobe și bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții. Și domnul primar, deci dacă Consiliul Local ia și îl mandatează pentru a vota în acea ședință. Cine este pentru? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2023 de către beneficiarii venitului minim garantat. Deci, după câte știți, ăsta este un program care se aprobă numai de către Consiliul Local. De fiecare dată, acest program a mai fost îmbunătățit. Față de anul trecut, nu suferă niciun fel de modificare. Asta nu înseamnă că îi văd că puie să poate interveni asupra lui și pe parcursul anului. Da, cine este pentru? Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al Comunei Sândulen și în administrarea Consiliului Local Sândulen, în vederea modernizării acestora. După câte știți, acum două ședințe, parcă da, ceva de cele două ședințe. Am atestat la domeniul public niște drumuri care, e adevărat, vor face legătura între drumul național și Lărguța. Și vorba de trei tronsoane de drum. Noi ce facem? Exact cum am făcut și cu Livezul. Noi am preluat de la Livez drumul, pentru că așa este proiectul, e titulat proiectul acela, deci punte și drumuri, spuneți-mi, la Bărzul, la Bărzul și la Mateiești. Așa facem și aici. Noi luăm și predăm drumurile către dânsii, dânsii le ați și le asfaltează pentru a deservi locuitori din Lăguța, după ce s-a terminat asfaltarea, le din la noi în... Deci, nu, deci în administrare revin la administrare, noi doar administrarea dăm. Nu proprietatea, proprietatea drumului tot noi rămâne. Deci, da, administrarea ei le asfaltează, după aceea de transferă înapoi. Deci, ne transferă administrarea înapoi. E și modelul de protocol, deci pe care se încheie, e și contractul în spate, ca și anexă. Deci, din punctul meu de vedere, e foarte bine pentru că, unul, se asfaltează, iar doi, și locuitorii de acolo beneficiază de anumite avantaje. Mai ales pe timpul ăsta, da. Au... Da, nu, dar am ieșire la Bălcescu. Deci nu, ideea e ieșire la Hanul Matei. Nu, ieșirea sus. La Matei. Deci, am ieșit și Hanul Matei acolo, zona aia ține de... Jumate de Bălcescu. Jumate de Bălcescu. Deci nu, haideți să-i fără. Ei trebuie să iasă. De acolo plecăm. Deci plecăm pe o porțiune care ia Sândule lui. Mai este o porțiune care e a vecinilor. Lui Izi, așa, și de-abia după aceea. Ei, dânsii vor prelua și de la Izi, de lui Izi, prea și de la noi, în așa fel încât întreg tronsonul să fie asfaltat. Am înțeles. Deja fie asfaltat de aici până la Învălcescu. Exact. Nu până la Învălcescu, de la Hanul lui Matei sus, la ăsta, până jos în Lărguță. În Lărguță. Bun, dar este ieșire și Învălcescu, ieșire. Ieșire, dar pe aici fac drum. Da. În partea okay. Îți dai seama, trebuie că e un proiect de ăsta. Cu ieșire la DNA. E un proiect foarte, foarte mare. N-au niciun interes să-i scoată pe ăștia. Da. Nu, ca să ai zis la ieșire. N-au ieșire. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 67 din 15.10.2021 privind aprobarea acelerii de finanțare și adeziții în general de estimativ pentru obiectivul de investiții, branșamente și acorduri în Comuna Sărbunării de Țuvacău. Aici ar fi vreau să vă spune domnul Dumnezeu mai bine. Pentru a și dumneavoastră de atât de dumneavoastră. Am să dumneavoastră și am dat la dumă de țeavă, la fiumete de țeavă. Am dat la populație. Acum voi la beneficiar direct. Adică ce înseamnă beneficiar direct? Aici ar să zic, au dreptate, sincer să fiu cu beneficiar direct, dar putea să-mi spună de la început cu beneficiar direct. Adică, prin proiect sunt asigurate 1482 de branșamente. Prin
acest proiect sunt asigurate 950 de branșamente. Prin 1482 de branșamente sunt asigurați un număr de locuitori echivalenți de 4447, dar beneficiari direcți scad. Adică 1447 împărțit 1048, în general se calculează cam 2,7 membri pe familie. Asta înseamnă că 950 înmulțit cu 2,7, 2985 de beneficiari direcți. În concluzie, beneficiari direcți total echivalent, beneficiari direcți 2997, locuitori echivalenți pe lângă 1400 cu totul 4447. Și așa s-a făcut pentru firma, pentru beneficiari direcți. Adică, fiind proiecti, câți beneficiari direcți vor fi acordați în prima etapă. Deci, în prima etapă vor fi acordați, branșați 950 din 1442. Așa și acordul. Numai că acordul avem așa puțin, avem un avantaj. Sunt 586 de acorduri. Cât vor fi acordați? 334 beneficiari direcți. Dar noi mai avem niște beneficiari direcți când putiți, prin proiect. Și atunci din 576, cât a fost 586, scade mai la 334 și mă închid cu acordul. Vor mai este puțin la branșamente, dar o să vedem. Să ajungem atunci cu branșamente. Adică din 1400 de branșamente, 950 sunt asigurați. Că restul de 500 nu sunt asigurați. Dar vom ieși noi basma curată și în asta. Pentru că statul nu a alocat decât 40 de milioane. Deci nu a alocat proiecte mai mari de 40 de milioane. Da. Cine este pentru mare? Valoarea nu se schimbă. Valoarea nu se schimbă. Nu se schimbă ei. Da. Punctul numărul 8. Proiectul hotărâre privind cooperarea cu Consiliul Local Lideț, județ Bacău, în vederea realizării în comun a activităților de audit public intern pentru înființarea unui compartiment de audit public intern care desfășoară activitatea de audit public intern pentru entități publice partenere. Aici, ce pot să spun? Curtea de conturi. Când a fost de obțelea, în 2020, ca și măsură, ne-a precizat angajarea unui auditor intern sau înființarea unui compartiment de public intern. Este, nu este greu, este foarte greu. Noi am mai făcut odată o asociere, dacă țin minte, domnul secretar, cu Heregiu. Și am scos postul la concurs odată, Heregiu de două ori, și nu a venit nimeni. Și eu acum facem această asociere, pentru că și Motoșeniu a făcut și el cu cineva, noi am făcut cu Riveziu, în speranța că vor găsi o persoană să fie angajată audit intern, pe audit intern. Miram aș să vină, dar ca și măsură trebuie să demonstrăm în fața Curții de Conturi că am făcut toate demersurile de a rezolva această măsură. Este și bugetat sau... Sunt. 500-600. Știți cum este bugetat? Normal așa este, să fie bugetat. Dar dacă la sfârșitul anului mai ai un deficit de 300 de milioane, faci imediat o rectificare de buget, duci 300 de milioane acolo, adică problema este să... Mă refer, obligația este noi să-l bugetăm, este plătit din buget local, nu? Ok, da. Jumătate liber și jumătate. Jumătate. Împarte și... Da. Dar deci este o măsură a Curții de Conturi. Da, sunt și la societățile mari, te obligă să ai, să faci audit. Există la nivel de județ Bacău, dar costurile sunt foarte mari de audit intern. Noi nu facem parte din, spune domnul secretar. În asociația că nu facem parte. De asociația comună, dar nu facem parte în asociația. Nu știu și cum facem, nu știu, dar... La fine, nu rețin să zic o prostie, ceva și nu... Nu știu. Asociația Comunelor a înființat un compartiment de audit intern și se efectuează audite la primărie. Eu nu spun, vă spun la sfârșit. Da. Cine este pentru? Punctul numărul 9, diverse. Înscrieri la acum.
Nu sunt? Dacă la suntem, bă, la buget, ce vreți, în ce puteți să faceți, cum facem branșamente, domnul secretar, primul lucru trebuie să facem. Ce să mai zicem, dar ați lăsat bugetul mare? Deci, dar trebuie să întornit un regulament de branșare și racordare. Deci primul lucru pe care te-ai făcut, regulamentul, dar ziceați parcă aveți, nu? Nu, ziceam că trebuie pentru înființarea serviciului public, pentru a zici dumneavoastră, cum au cei de la DRG-ul, deci trebuie ca să ia să facă, deci... Deci două lucruri trebuie să facem ca să putem să existăm, să putem funcționa la nivel maxim și la parametri corecți. Unu, regulamentul de branșare și la codare. Regulamentul. Regulamentul de... După asta, înființarea acestui... De ce ar trebui să prevadă regulamentul respectiv? O studia și noi, că nu pot să spun. A, nu... Nu știu, dar trebuie studiat, adică vedem și noi ce. Deci nu poți înființa un serviciu public dacă nu ai acel regulament. Și atunci înființezi acel regulament, vedem, vom studia. Când să mai începem? Eu zic așa. Este mare, că precize nu. Dar eu, cum să zic, mâine transmit la doamna consultant să scoată la achiziție, nu știu, în două luni jumate, da. 15 aprilie, să zicem. A, deja se demorează pentru achiziție. Deci mâine se dă pentru licitație. Eu sincer să fiu, aș vrea să fac acela, dar mi-a fost frică și mi este frică de licitație. Aș fi vrut să dau la același preț, prin achiziții directe unei persoane, că am voie până 9 miliarde și restul să scot la licitație. Astfel încât eu sunt parcurt să fac branșamente cât mai. Dar mi este teamă, pentru că legislația, legea 96, zice, nu împărți contractul două. Nu împărți contractul două. Și mi se teamă, adică, domnule, scoate pe procedură simplu fără aia. Cu toate că dacă observați la drumul, scot lotul 1, lotul 2, lotul 3. Vedeți? Dar toate loturile au valoare mai mare de 9 miliarde sau de 4 miliarde 500 pe veche, pe nemodificări. Adică toate sunt scoase pe procedură simplificată, nu prin achiziții directe. Adică eu așa vreau eu să scot, că atâta am bani. Că nimeni nu poate să-mi zică, domnule, scot un bagaj pentru că atâția bani am. Dar acum am tot bani. Ei zice, domnule, de ce scoți un parții două dacă ai toți bani? Dacă aș fi avut numai 9-7 miliarde, da, o dădeam bine achiziții directe. Dar așa există 40 miliarde. Și va prevede și personal, nu? Partea de curare, cum ne va dedica? Căutăm niște băieți voluntari. Eu, acest serviciu trebuie căutat niște băieți foarte buni. Sincer să fiu, am găsit un băiat bun pe electricitate. Un băiat foarte autorizat tot, dar mai trebuie încă unul. Necesită cunoștință de electricitate. Dacă se strică ceva, cine? Sunt defecte ceva? Cine? Poate? Eu. La firmă, la firmă, e în contact de mentenanță, vedeți? Da, dar sunt, da, sunt toți adică, cu mai bani. Dar în momentul când sunt depășit, băiatul care va fi angajat, păi spune că Dumnezeu va fi depășit atunci, termine apărat să vină o firmă. Da, dar trebuie cântărită și salarizarea persoanei respective cu orice specializare cere plus la salariu, în comparație cu ce s-ar putea strica, cât ar costa. Mai ales nu, adică ce, trebuie mai cântărit. Mai ales cu sunt noi. Noi încercăm. Spuneți ce, noi încercăm. Nu, nu, adică trebuie... Adică cât o să vină, cât o să ajungă dacă e 4.000 de lei? Abar, nu am. Cât? Ia 3.000 de lei? Nu vă să ne analizăm. 4.000 de lei acum. 100.000 de lei. Eu ne calificat 3.000 de lei acum, un sol ridicat grilă la țară. Adică da. Noi încercăm, dar nu se va vedea dacă noi la ministru cu 4.000 de lei. Deci... 4.000 în mână. 600-700, cât de impunit? La tine e altfel de impunitat, e mai puțin. Și cât? 700... S-a plătit de primărie, i-a plătit aproape dublu. 40% cred că e stație. Construcția erau 600 de lei. Nu știu. Da. Zis că la stație, s-a făcut 4.000 de lei. Față de neie. Ani visat.
exact, 1100 de euro. Nu poți să-i dai seara la urmă. Băi, e așa... Da, nu mai pot. Bine, declar ce din sacte.